5 sfaturi în alegerea hidratantului facial de zi. Prin demachiere, se îndepărtează celulele moarte ale pielii, însă totodată se înlătură hidratarea pielii. Alegerea celui mai bun hidratant poate fi frustrantă. Mai întâi, trebuie să vă cunoașteți tipul pielii. Pentru tenul normal, veți alege un produs non-gras, pe bază de apă și ingrediente derivate din silicon. Încercați de față cu neroli, de la Patka. Produsele pe bază de ulei, cu ulei mineral și glicerină sunt mai potrivite pielii uscate și întinse de după baie. Încercați cremă de reîntinerire pentru piele uscată, de la Pevonia Botanica. Acordați atenție ingredientelor. Căutați produse fără parfum și ulei. Mai mult, anotimpul în care alegeți să cumpărați un hidratant facial de zi poate influența tipul pe care ar trebui să-l alegeți. Dermatologii au descoperit anumite vitamine și antioxidanți care pot stimula producția de colagen. Încercați colagen natural în timp de reculăptișor de matcă și vitamina A de la Activita. De asemenea, aplicați o loțiune cu protecție solară pentru a proteja pielea de semnele premature ale îmbătrânirii și a menține un aspect sănătos. Recomandăm Reflect SPF 30, protecție solară naturală, de la Cosmetics, cremă de zi protecție solară SPF 30, de la Vitafin, și hidratant facial de zi cu protecție solară SPF 30, de la Vivi. Descoperiți produse de îngrijire a pielii la cel mai bun preț pe Strădărinet, compania cosmeticilor proaspăt.